Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. De dimineața, oameni buni, la cafea, bine ați venit. Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț, pe site-ul Mesagerul de Neamț în direct. O nouă emisiune și să știți că nu glumeam săptămâna trecută când am zis că, domne, schimbăm registru și mai lăsăm tot felul de catastrofe care se întâmplă prin județul Neamț și nu vreau să insist în prima parte a emisiunii de astăzi. Și ne vom orienta și spre lucrurile pozitive. Până una alta, câteva chestiuni organizatorice. Prima, emisiunea de astăzi, practic, va fi împărțită în două. Ultima parte, o ediție specială pe care vă rog pe cei interesați să nu ratați sub nicio formă, pentru că vor fi câteva chestiuni la ordinea săptămânii trecute care pot fi lămurite astăzi. Până atunci însă să vă spun că începem un ciclu de emisiuni cu ceea ce numim noi școli care ies în evidență în județul Neamț și încercăm să vă facem să înțelegeți că mai sunt locuri în care se pune accent serios pe educație, atât cât se poate într-o societate în care în fiecare an avem promisiunea unor alocări importante din PIB, celebrul PIB pentru educație și de obicei ele se duc undeva, dacă nu sub jumătate bine, undeva spre jumătate din promisiuni. Bineînțeles că se cer întotdeauna rezultate nu conform investițiilor, ci dacă se poate dublu. Da. Asta este o boală veche pe care nu știu cum o vom depăși, având în vedere calitatea umană a celor care fac legile în România și care, după o anumită vârstă, încep să-și rotunjească studiile. În emisiunea de astăzi avem reprezentanții unei școli importante, poate cea mai importantă dintre școlile gimnaziale din Târgu Neamț. Este vorba de Școala Gimnazială Domnească și invitați în emisiune sunt cei doi oameni care conduc școala în acest moment. O să începem, că așa e politicos și nu o să se supere domnul director, cu doamna director adjunct, Anca Maftei. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi, sper că v-ați lăsat emoțiile la ușă și totul va fi ok. Alături de domnia sa, directorul instituției școlare, domnul Eugen Pintringel. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că sunteți în emisiune, că ați acceptat această invitație să discutăm despre școală, învățământ, rezultate, că nu putem să nu discutăm despre rezultatele școlii, într-o emisiune în care nu plecăm cu idei preconcepute. Deci, eu, ce știu eu, dumneavoastră să mă completați după aceea, eu știu că atunci când spun Școala Gimnazială Domnească, mă gândesc la Conta, Popaduhu, domnul Trandafir, Ion Creangă, normal, și dacă e să mergem și spre cele sfinte, la Nicodim Munteanu, fostul patriarh al României. Asta știu eu. Restul îmi spuneți dumneavoastră și mie și celor care ne urmăresc. Deci, domnul director, ce înseamnă Școala Gimnazială Domnească? Ce a însemnat și ce înseamnă acum? Școala Gimnazială Domnească a însemnat și înseamnă, zic eu, foarte mult. Înseamnă foarte mult atât prin prisma istoriei bogate pe care o are această unitate de învățământ. Și când spun aici, mă refer la chiar la clipa în care s-a înființat această unitate de învățământ, mai exact la 1 iunie 1853. Când... Adică suntem cu un an înainte de o cifră... Rotundă. Rotundă. Exact, 170. Ne vedem și la anul, înseamnă. Dacă totul e în regulă. Să fim sănătoși cu mare drag. Și să meargă școala la fel de bine ca și până acum. Pentru că la acesta am avut niște rezultate despre care va vorbi colega mea. Deci spuneam că înseamnă o istorie foarte bogată de acuși 170 de ani.
Timp în care prin această școală au trecut mari personalități ale vieții culturale și ale societății românești, cum bine ați spus și dumneavoastră, a trecut și patriarhul Nicodim Munteanu și filozoful Vasile Conta și Ion Creangă, chiar și Eminescu a fost într-o inspecție de grad în această școală, și Mihai Busuioc, învățătorul de la Pașcoana lui Mihail Sadoveanu, domnul Trandafir, deci și Lambrior Alexandru, lingvist și folclorist, deci multe nume care pe noi ne obligă și ne apasă mult în ceea ce facem. Pentru că este oarecare presiune să-ți desfășori activitatea într-o astfel de unitate de învățământ, știind ce este în spatele tău. Dacă ar fi să o luăm în trecutul mai recent un pic al școlii, aș putea spune că școala a avut undeva în urmă cu 40 de ani, timp în care eram și eu elev în școală, undeva la 1400-1500 de elevi, după care o pleiadă de cadre didactice respectabile, puțin spus, la acea vreme, cu regretații domn profesor Vrânceanu Vasile și doamna profesoară Vrânceanu Paraschiva, cu regretatul domn profesor Merticaru, printre cei Aurelian, tatăl meu, și toate aceste lucruri ne obligă. Ne obligă să ne facem treaba. Acum cât elevi aveți? Poftim? Acum câți elevi aveți? Acum avem 967 de elevi împărțiți pe grădiniță, avem 355 în școală, 320 de elevi. Vreau să fac o mențiune aici, dacă tot m-ați întrebat de numărul de elevi. Numărul de elevi, școala a avut un moment dificil, a trecut și printr-un moment dificil în urmă, cu aproximativ 20 de ani, când în Târgu Neamț s-a înființat o altă unitate de învățământ. În acel moment au plecat foarte, foarte, foarte mulți elevi din școală și multe cadre didactice. Au rămas, deci, puțini elevi, asta e tot ce vreau să spun, că au rămas puțini elevi în școală, undeva la 300 și ceva de elevi, iar știți foarte bine că sub 300 de elevi școala își poate pierde personalitatea juridică. De asta au fost niște ani grei. Spre bucuria noastră, în ultimii ani, școala și-a revenit, să zicem. Am ajuns în acest moment la 600 și ceva de elevi în școală, 620 de elevi în școală, 300 și ceva, spuneam în grădiniță. Am impresia că am zis greșit, 300 și 300, dacă nu mă înșel. 620 de elevi în școală, 355 în grădiniță. În total 957, aproape 1000. Numărul de elevi al școlii, deci practic s-a dublat, de la 320 la 620, 98%. Este o creștere, zic eu, care reflectă oarecum munca pe care am depus-o și totodată cred eu că ar trebui apreciată, iertați-mi lipsa de modestie, și prin prisma faptului că peste tot în țară numărul de elevi este într-o dramatică scădere. Pe fondul migrării populației în străinătate, etc., etc. Nu numai. Ce vreau să vă spun, eu am fost în școală la dumneavoastră și stăteam acum și în timp ce vorbeați mă gândeam dacă ar mai veni elevi, ați mai avea unde să vă extindeți? Mie mi se pare că cu greu. Nu, cu foarte mare greu. Foarte, deci, mult greu. E complicat acolo. Suntem la maxim. În urmă cu 6-7 ani de zile s-a construit un corp nou de clădire. Pentru că școala a învățat atunci în două schimburi. Și ideea a fost de a asigura un fiind cei 320 de elevi de care vă spuneam, atunci am zis trebuie făcut ceva pentru ca să atragem copii, pentru că altfel era foarte, foarte riscant pentru slujbele oamenilor care lucrează în școală, etc. Și pentru tradiție, pentru că școala trebuie menținută, da. Absolut. Pentru că, credeți-mă, nu cred că mi-aș fi dorit să intru în trecutul școlii, în istorie, n-am vrut să pronunț termenul, ca fiind directorul sub... Care i-a pus lacătul. Care i-a pus lacătul, sau așa că școala și-a pierdut trecutul istoric, sub nicio formă așa ceva. Și atunci cred eu că am gândit bine, acel corp de clădire a asigurat învățământul gimnazial dimineață, deși au fost voci la momentul respectiv, sau chiar și ulterior, care m-au condamnat oarecum, în sensul că mi-a spus cineva odată, trebuia să faci terenul de sport, nu corpul de clădire, greșit, terenul de sport nu ar fi adus elevi la școală.
Îmi pare rău că profesor de educație fizică s-o spun, dar trebuie sport, să accept adevărul. Copiii vin la școală. Depinde, acum că aici e o discuție, dar nu-i cazul aici, știi, să facem. Da. Apropo de sport, școală și sănătate și abandon școlar, sunt o mulțime de lucruri. Da, să se intersectează. Bun, câte cadre didactice aveți? Avem 53,40 norme didactice. Iar dacă vorbim de cadrare, e un total de 80,40 norme, din care 53,40 sunt norme didactice, 19 nedidactic și 8 didactic auxiliar, pe școală și grădiniță împărțiți. Înțeles. Nu aveți probleme de încadrare apropo de titular sau altceva? Nu cred că e cazul la dumneavoastră. Nu, nu mai avem și cadre didactice care nu sunt titulare, dar în grădiniță toate doamnele educatoare sunt titulare, în școală, în ciclu primar, învățătorii sunt toți titulare, doamnele învățătoare sunt toate titulare și un domn învățător sunt titulare, iar pe urmă la 5-8 aici sunt și care au gradul 2, dar sunt calificați cu toți. Hai, revenim la școală și istoric și ce înseamnă organizare, să nu o lăsăm pe doamna Maftei să aștepte. Haideți să mergem un pic în zona cealaltă. Școala are o tradiție. O tradiție importantă și ca rezultate și ca istorie. Din punctul meu de vedere, zona în care e amplasată nu îi oferă foarte mari posibilități de dezvoltare în continuare, dar pe structura care există se poate merge. Cum ați încheiat anul acesta școlar? La nivelul școlii, din punctul de vedere, hai să spunem, al lucrurilor deosebite, dar și a celor obișnuite. Adică, putem vorbi aici performanță și, să spunem așa, normalitatea actului didactic. Voi încerca să spun și eu câteva lucruri despre școala noastră, o școală deosebită pentru noi, în primul rând, dar și pentru copiii prezenți la școala domnească. Anul acesta a fost un an bun, ca și ceilalți, de altfel, dar deosebit, aș spune eu, pentru că am reușit să participăm cu elevii noștri la olimpiadele școlare și concursuri naționale, județene, interjudețene. Elevii, calificându-se la etapele județene, naționale și având rezultate deosebite. Suntem bucuroși pentru că în anul școlar 2021-2022, elevii școlii domnești, am avut 3 elevi ai școlii domnești care au participat la etapele naționale. Am fost foarte mândri de ei, ne-am bucurat împreună. Păi haideți să ne bucurăm de ei împreună. Cine sunt? Sunt 3 elevi, dau și nume, vă rog dacă frumos. Este posibil, la clasa a 6-a, la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească, eleva nemțeanu Maria. A fost la etapa națională, de unde s-a întors cu un premiu special. Putem afla și profesorul? La limbă și literatură română am fost eu, Anca Maftei, iar la religie, doamna Tănase Nuța. Deci înțeleg că este un fel de competiție în care se pune accent foarte mult pe cultura generală a elevului, raportat la ce se întâmplă în societate, nu? Da. Un alt elev la Olimpiada de Chimie, la clasa 8B, eleva Nuțu Bianca, o elevă deosebită, ne-a reprezentat cu drag la Olimpiada Națională. Ea a fost coordonată de domnul profesor Miclescu Corneliu. Și Olimpiada de Fizică, elevul Ciocoiu Călin, de la clasa a 6A, coordonat de doamna Marian Elena. Cei doi elevi de la chimie și fizică au fost pe locul 2 la județ, dar cu calificare națională. Da, cu nota care le-a permis participarea la Olimpiada Națională. Pentru cine nu mai știe, este un anumit barem peste care dacă treci poți participa la Olimpiada Națională. Bine, trebuie să te încadrezi și în numărul de elevi pe județ, e un pic mai complicat. A fost o redistribuire. Iar noi este, am fost norocoși. Este lăudabil fizică, chimie, limba română, de legat asemenea cu religie. Deci arată că există un corp destul de
închegat și la nivelul profesorilor care lucrează la un anumit nivel. E ok, se duc la olimpiade, concurează cu ceilalți, văd care este nivelul, dar vă întreb, anul trecut, de exemplu, ați avut, s-a dat examenul celor de clasa 8-a. Care a fost, să spun eu, nivelul la clasa 8-a, cei care au plecat spre liceu? Aș putea să vă spun că toți elevii au trecut examenul cu brio la limba română, toți au promovat, de asemenea și la matematică. Deci ați avut rezultate bune. Și nu doar anul trecut. Și elevii, în general, de la dumneavoastră, unde merg? Cam care e proporția spre ce licee? Cei mai mulți merg la Ștefan cel Mare, la Târgu Neamț, pentru că sunt din zonă și părinților cred eu că le-ar fi mai ușor să îi mențină pe aceștia la liceu. Tot cu mândrie aș putea să vă spun că anul acesta am participat la zilele liceului Ștefan cel Mare, iar acolo am regăsit elevii noștri care sunt șefi de promoție, elevi de 10, elevi care au participat până în clasa a 12-a la etapele naționale de la liceu. Română, matematică, informatică, fizică, nu s-au oprit plecând de la școala domnească, n-au mai mers la olimpiadă. Ei au mers mai departe. Aveau o bază. Deci avea o bază constituită, care, lucru esențial pentru ca să poți participa mai departe. Se fac, într-adevăr, se fac pregătiri, se fac special, dar dacă nu ai baza, nu prea ai pe ce clădi. Foarte rar. N-am putea spune că este meritul nostru că au mers și anul acesta în clasa a 12-a la etapele naționale. Dar noi am fost mândri să-i regăsim acolo, pe primul loc. La bucurie. Interesant ce spuneți. Și așa este. Până la urmă este un adevăr. Pornind de la educator până la profesorul cu care termină la liceu, fiecare își aduce contribuția, dar fără baza aceea nu poți pleca mai departe. Și adevăr, așa este. Apropo, înainte de emisiune discutam apropo de baze în învățământ, știți? Da. Și am discutat și când am fost la Târgu Neamț. E o problemă cu nivelul la care se face școală în România. Se discută tot timpul despre faptul că, uite, avem abandon școlar, că, uite, avem probleme cu copiii care, chiar dacă știu să citească, nu înțeleg ce citesc. Și mi-aduc acum aminte că în câteva școli s-au dat niște teste speciale anul acesta. Nu mai știu cum se cheamă, o fundație. Asta care e... Da, ceva de genul, mă rog, o fundație. Și testele celebre PISA. Mi-a spus cineva, eu nu știu dacă e adevărat, nu știu dacă dumneavoastră ați participat, ați fost selectați, dar mi-a spus cineva așa, că pentru PISA au venit niște criterii extrem de clare după care sunt alese școlile și după care sunt aleși elevii. Și, de exemplu, la un liceu de marcă din Târgu Neamț, că tot vorbim de Târgu Neamț, cadrele didactice au fost extrem de mirate să vadă că au fost selectați sau selectate clasele cu elevii cei mai cu rezultate mai scăzute la învățătură și nu clasele mai bune. Senzația mea este că cineva caută să ne facă, să ne arate că suntem mai proști decât suntem. Dar asta e o altă poveste. Analfabetismul funcțional. Cred. Vă loviți de el în școală? Cred că e mai puțin la dumneavoastră. Nu pot să zic că nu ne lovim. Probabil nu zic că toți elevii sunt de 10. Avem și noi copii buni, bine pregătiți, foarte buni, care excelează, dar la fel de bine sunt și copii mai cu un potențial bun, dar care probabil că nu este pus în valoare cel puțin momentan sau corespunzător. Aș vrea să revin la senzația pe care a spus-o dumneavoastră și cu riscul de a deranja, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Domnul Bălănescu, dați-mi voie să vă spun
Am fost și la niște astfel de conferințe de combatere a analfabetismului funcțional și sincer vă spun că nu mi-a plăcut modul în care se încep aceste conferințe și simpozioane. Dacă ar fi să facem o analogie, în momentul în care în clasă avem un copil, cum spuneam, care poate că nu învață corespunzător, cu un potențial mai scăzut sau are potențial, dar nu învață cum trebuie. Are probleme în familie, exact, are probleme, da, părinții mari plecați, trăiește cu bunicii sau poate exact, nu mai exact trăiește decât cu un singur bunic. Exact. Are vreo 4 frați. Da. Exact. Sunt astfel de copii. Noi am învățat din metodologie, nu-i spui un astfel de copil din prima, ești slab, ești rău, îi spui, măi, tu ai un potențial bun, dacă muncești, poți să revii în rând cu ceilalți din fruntea clasei, etc., etc. Ei, vreau să vă spun că am fost la vreo două astfel de conferințe la care, imediat după prezentări, s-a început prin a ne spune, suntem pe ultimul loc în Europa, suntem cei mai slabi, exact cum ați spus și dumneavoastră, deci ne tamnesam așa deodată, ori dacă ar fi să facem analogie, cred că s-ar, și erau bune intenții, de asta încep să nu mai cred în aceste lucruri, cred că s-ar fi putut începe cu ceva de genul, haideți să vedem, pe lângă faptul că avem copii olimpici internaționali, uitați că totuși întâmpinăm și aceste probleme și era o altă modalitate de a expune problemă. Domnul director, știți cum e asta? Cineva a învățat, sau mai mulți au învățat din zona aceasta a organizațiilor non-guvernamentale, că dacă te aliniezi la ce spune Europa, primești bani și finanțări. Și atunci, așa avem finanțări pe tot felul de proiecte de combatere a drogurilor. Eu nu zic că nu sunt necesare, sunt necesare, dar să faci proiecte de combatere a drogurilor, să scoți doar reviste și alte lucruri, n-are niciun farmec, proiecte pentru, știu eu, finanțarea unor activități culturale care toate obligatoriu sunt pe o anumită direcție, LGBT și alte lucruri, dacă faci un proiect normal, nu te încadrezi în criteriile respective, așa e și cu aceste conferințe la care participați, ei obțin finanțare și trebuie să respecte niște criterii. Și acolo trebuie să spuneți, suntem printre ultimii din Europa, trebuie să mergem înainte. De ce? Pentru că au obținut o finanțare și mai trebuie să obțină încă 2-3. Și atunci, dacă suntem pe ultimul loc, putem crește și putem primi finanțări. Este un fel de lamentație din asta tâmpită, ca să nu spun altfel, rău, nu rău intenționat, oamenii își văd interesul să câștige niște bani. Și atunci îi adună pe toți de prin școli, spune, uite, doi, suntem pe ultimul loc. Lucrul ăsta se implantează în creier, știți cum e cu NLP-ul și programarea neurolingvistică și cei care vin în școli, îi se spune, noi veți putea și dumneavoastră accesa asemenea proiecte, dar trebuie să respecti, sigur, regulile. De parte de mine să blamez sau să contrazic sau să denigrez sistemele de învățământ din Occident. Toată aprecierea pentru ele, dar la un cerc cu directorii la care am fost, la un moment dat, o discuție adiacentă vis-a-vis exact de combaterea analfabetismului funcțional și de sistemele de învățământ din Occident și de la noi. Am întrebat la un moment dat colegii, eram acolo vreo 10, 11, 2, 15, cam așa, directori, și am întrebat, dragilor, spuneți-vă, rog frumos, în 30 de ani de la Revoluție încoace, ați întâlnit măcar un singur elev, în 30 de ani, unul singur, care să vină, pentru că s-au întors, uitați, anul acesta la noi în școală, au venit din Germania, din Cehia, a venit din Suedia, a venit un copil din Spania, Italia, nu mai vorbesc, n-a venit. Măcar unul singur în 30 de ani, domnule, care să rupă gura târgului. Acel copil, într-adevăr, a venit dintr-un sistem de învățământ faimos și a ajuns la Olimpiadă. Domnul Bălnescu, unul nu a venit. E logic, știți de ce? Și totuși suntem ultimii? Nu suntem ultimii. Problema noastră este că avem un sistem de învățământ extrem de încărcat. Da. Aici este problema și nimeni nu are curajul să spună, domne, trebuie să vedem despre ce este vorba. Și sunteți profesor de limba română, da? Eu am fost profesor de istorie. Bănuiesc că și dumneavoastră mai puțin suferiți. Dar cultura generală a unui copil se face îngemănând date din toate direcțiile, după care el se orientează spre direcția pe care o dorește. La noi s-a uitat lucrul acesta. Când termină clasa a 8-a, sunt probleme mari cu privire la cultura generală. Să ne întoarcem, să discutăm din nou despre școală.
Aveți rezultate la nivel de olimpiade. Am văzut că la nivel de clasa 8-a, întotdeauna copiii au mers mai departe și lucrul ăsta probabil că se simte și vin copii în continuare la școală. Profesorii, care este structura catedrei, ca să spunem așa, din școală? Aveți profesori în prag de pensionare, aveți profesori tineri, cum funcționează lucrurile? Cine dorește? Puteți să discutați, să dialogați. Eu ascult, beau cafea. Ok. Intervitul sau... Deci, cred că media de vârstă în școală este o medie propice performanței în învățământ. Pentru că, cu excepția la 3-4, n-am stat să fac o medie de vârstă, recunosc, dar cu 3-4 cadre didactice mai în vârstă, în rest undeva toți colegii sunt, majoritatea, nu toți, sunt cu gradul 2, cu gradul 1. Deci cred eu că este acel mijloc al carierei numai bun pentru a obține performanță, pentru a te dedica și totodată și corespunzător trecerii unei perioade de timp în care să fie acumulat experiența necesară pentru a dobândi competențele necesare să predai elevilor într-un mod astfel încât să-i ridici la performanțele pe care le-am obținut și care sperăm să le menținem în continuare. Eu aș putea spune că avem un colectiv tânăr, mereu interesat de formare și mereu aproape de elevi. Da. Acum haideți să discutăm despre condiții. O școală, ați avut probleme, ați ajuns la un număr de elevi undeva la limită, acum s-a dublat chiar mai mult. O școală fără investiții nu poate rezista și să fim cinstiți. Clar. Nu poți să mai predai ca pe vremea, cum spuneam noi, Păpăduhul, nu? Da, exact. Nu mai poți preda așa, deși câteodată ar mai fi câteva lucruri de făcut ca și atunci. Nu mai poți preda, nu mai ai aceleași condiții. Am văzut la școală că aveți o sală de sport, terenul de sport e necesar totuși. Nu știu cum o să vă descurcați, sincer, dar asta este problema. Poate vă ajută primăria și faceți un teren de sport parțial. Nu. Chiar o să ne ajut. Bun. Cum stați la nivelul ăsta? Cred că am nevoie... Doamna, o să discut despre proiecte. Sigur. Deci, în 2012 am intrat în funcție. Cred eu că am reușit să fac niște eforturi, să îmbunătățim oarecum baza materială. În stânga jos acolo este nou laborator de fizică-chimie. Mărește puțin laboratorul, Bogdan, te rog frumos, când poți. Hai să vorbiți, că el... Nou laborator care oferă condiții corespunzătoare derulării orelor de fizică-chimie. Când l-am modernizat, am ținut cont de pe structura vechiului laborator, dar în concordanță cu cerințele și cu discuțiile și cu cele două cadre. Și rezultate se văd. Fizică, chimie, da, Olimpiada Națională. Exact, tațele mari. Ca să punem punctul. Domnul profesor Corneliu Miclescu și doamna profesoară Lenuca Marian, colegii noștri. Pe urmă, în sala de sport și acolo am reușit să schimbăm acea suprafață. A fost o suprafață... Ne ajută Bogdan și cu imagine de la sala de sport imediat. Da, spomenit de sala de sport, acolo era o suprafață... Da, era o suprafață galbenă din șapă epoxidică care s-a exfoliat, s-a rupt și am reușit să schimbăm această suprafață, să dăm un aspect nou, să văruim un pic până la jumătate... S-au făcut îmbunătățiri. Pe urmă, sălile de clasă am reușit să schimbăm mobilier. Am reușit din surse extrabugetare să, cam în fiecare clasă, să montăm câte un monitor și un laptop sau un videoproiector. Trebuie menționat însă aici că am beneficiat și de sprijinul primăriei în ceea ce privește acel corp nou de clădire de care spuneam, care a asigurat... E o investiție semnificativă. Sigur, da, care a... Să dăm cezarului cezarului. Sigur. Care a contribuit la învățământul gimnazial în regim de dimineață. Este acesta corpul? Exact. Era Bogdan să revii un pic. Acesta este nou corp de clădire.
În dreapta se poate vedea lipsa terenului de sport. Din câte știu, tocmai s-a câștigat un proiect POSDRU, prin care va urma modernizarea corpului principal de clădire, corpului A, acel corp etajat, și terenul de sport, care e absolut necesar. Modernizarea corpului înseamnă... Înseamnă, din câte știu eu, este proiect depus de primăria orașului, înseamnă anvelopare, instalație electrică, care e jale. Instalația electrică e enorm de riscant, ceea ce se întâmplă în școală, din punct de vedere al instalației electrice în acest moment, nu vreau să mai intru în detalii. Și... bustul ctitorului școlii Grigore Chiavodă, care deci, a fost... În timp ce vorbiți noastră, rulează imagini, da. Și lumea își dă seama. Și instalația electrică, instalația termică, și cu aceasta este o poveste. Nu știu dacă are rost sau dacă mai am timp să o expun. Instalația termică a școlii a fost racordată în urmă cu 40-50 de ani. Prima oară a fost racordată la centrala termică a spitalului. După o perioadă de timp, nu mai știu exact după câți ani, a fost racordată la centrala termică a pieței orașului. După care la poștă, dacă nu mă înșel, și ulterior s-a pus centrală proprie pentru școală, numai că la acea vreme cei care au executat lucrarea... Dorei. Exact. Dorei. Da. Au inversat turul cu returul. Și permanent erau probabil probleme. Probabil că lucra la Federația Română de Fotbal. Și ei inversează turul cu returul. Da. Așa. Și e dureros. Și nu prea dădea randamentul scontat. De aceea, în acest moment, această lucrare este cât se poate de binevenită la noi în școală. Dacă îmi permiteți să fac o mică paranteză, să mă abad la subiect, acele două medalii le-am obținut în 2001 cu fostă elevă de-a școlii, în timp ce era la Clubul Sportiv Școlar, Roxana Irimia, se numește, care a luat medalii de argint la 60 în finala Campionatului Național de Atletism, la 60 și la 200. Și unii prieteni spuneau atunci când a fost finala tare. Păi acum n-a fost tare pentru că a fost cumplit de tare. Ea cu argintul a depășit fostele recorduri naționale și la 60 și la 200. Există anuarele Federației Române de Atletism care confirmă știți asta. Știți cum e, domnule? Da. Întotdeauna când ai rezultate, sunt prieteni care au grijă să sape la temelie. Da. Așa că e peste tot. Da. Stați așa. Aici sunt imagini din corpul nou de clădire. Zic eu, un corp de clădire care asigură condițiile necesare derulării unui act educațional de calitate, cu condiții bune pentru copii mici. Am decis aici să învețe copiii din clasele mici, clase pregătitoare, clasea întâia. Inițial, acest corp de clădire avea 3 săli de clasă și o cancelare. Din lipsă de spațiu ulterior și având și avizul PSI-ului, am făcut cea de... O să vorbesc cu cei care fac proiectul POSDRU, da. Să asigure și spațiu pentru profesori într-o cancelare. Am fost în cancelarea dumneavoastră și am văzut că cei care lucrează acolo ar avea nevoie de un pic măcar mai mult spațiu. Să știți că de comun acord am picat pe această dar cu toți colegii. Da, asta e situația. Ne-am sacrificat. Și cancelarea, credeți-mă că era înainte... Era mai mică. Era jumătate din... Adică, într-adevăr, sunt sălile noi de clasă, ok, frumos, copiii au spațiu, poți să faci tot felul de activități, poți să schimbi băncuțele, să faci... Vă rog. Oamenii buni în cap oriunde. Așa este. Acum depinde de vârstă, de hachițe și de ce mai e. Da, haideți să vorbim un pic despre, tot am discutat de proiecte. Ce proiecte a atras sau la care proiecte este parte școala gimnazială domnească din Târgu Neamț și cu ce rezultate? Eu vorbesc de rezultate vis-a-vis de experiența profesorilor și de experiența elevilor. De experiențele pe care le încearcă elevii. Anul trecut, școala noastră a obținut un proiect Erasmus+, la care au participat 12 colegi în schimb de experiențe. Printre care și noi, și eu, și domnul director. Atunci nu eram director, eram doar profesor de limba și literatura română. Și proiectul la ce se referea?
la Innovative School. Vă rog, completați. Adică Innovative School, parte de informatică pentru noi cei de la gimnaziu, iar pentru cei de la primar, tot felul de metode noi folosite în activitățile de la clasă, chiar dacă sunt clasele mici. Și unde ați fost? Unde ați făcut aceste schimburi? În Spania, în Madrid, în Alcalá de Henares, eu. Domnul director a fost în Grecia, într-o altă mobilitate. Eu sunt îndrăgostit de Grecia. Au fost două grupe în Spania și două grupe în Grecia. Fiind acea perioadă de pandemie, s-au schimbat grupele, s-au schimbat locațiile. Au fost multe probleme pe proiectele de genul acesta, Erasmus, în perioada pandemiei. Dar am venit cu un schimb de experiențe bogat. Ne-am bucurat de asemenea. Avem aici și fotografii imagine din Spania. Bogdan încearcă să țină pasul cu noi. Da. E destul de dificil pentru el că să ghicească multe dintre imagini. Da. Vă rog. Am văzut cum se predă și în Spania. Am discutat cu alți colegi de acolo. Am venit și noi cu tot felul de metode noi pe care să le implementăm la clasă. Deci, am venit mai bogați. Deci este important acest gen de schimburi? Pentru că de multe ori, haideți să vorbim așa, au fost și chestii care s-au făcut doar de plimbare. Nu. Este important? Se simte lucrul acesta? Este foarte important, așa consider eu, pentru că vedem și noi cum se predă în altă parte. Vedem și noi și alte școli și alte metode. Și care ar fi diferența? În afară de salarii. Nici n-aș fi vrut să vorbesc de salarii. Faptul că la clasă sunt mai puțini copii și poți lucra altfel. Folosirea mijloacelor IT de asemenea. De fapt, asta a fost o componentă esențială. Pe asta a fost proiectul nostru. E foarte nostru. Important ce a spus doamna Maftei. De ce? Noi toți spunem, domne, catedre, probleme, știți, vrem să ridicăm nivelul. Păi dacă tu ai clasa de 28 maxim, parcă nu cât e acum, maxim 28, da. 28, da. Nu mai țin minte chiar toate cifrele astea. Și tu lucrezi cu 34-36 de copii, în condițiile în care dacă ai 3 clase, poți să mai faci una, teoretic. Bine, n-ai spațiu, poate. Da. Dar trebuie găsite soluții. Adică, una e să lucrezi cu 25 de copii în clasă sau cu 20, nu? Cam câți au ei acolo? Da, cam în 20. 20 de copii și alta e să lucrezi cu 30. Uitați, în Grecia aveau cam același număr de copii, spuneau la un moment dat că se duc... nu, și în Turcia, am avut chiar într-un... Bine, Turcia nu mai discutăm. Număr de copii mare. E o problemă. Este... Am putea să ne dezvoltăm, să creștem calitatea învățământului, creând condiții ca profesorul, învățătorul, educatorul să poată lucra mai mult cu copiii. Bine, cine nu lucrează, aplici metoda spiruharetul, trimiți acasă, asta este o altă poveste. Da, numai că lucrurile sunt un pic, sunt un pic mai un pic complicate, mi se pare. În sensul că dacă facem o corelare și cu încadrarea în bugetul de cheltuieli cu salariile și ce s-a întâmplat în 2014, când a început această... venise atunci actualul și fostul atunci domn ministru Sorin Câmpeanu la Petroareș. Și viitor. Și viitorul, na, nu știu. Da, așa și ne-a eternu. Explicat... Acest etern spiruharet al învățământului modern românesc. Mă puneți într-o situație. Nu pe dumneavoastră, mă pun pe mine. De neîncadrare în bugetul de cheltuieli cu salariile. Și în momentul în care sunt copii mai puțini în clasă, bine, eu nu zic că nu trebuie descongestionate clasele. Zic doar că există această problemă a neîncadrării în bugetul de cheltuieli cu salariile. Și atunci ești pus în situația să disponibilizezi oamenilor. Mulțumesc, domnule. Asta nu se nu poate face la nivelul școlilor. Deci asta nu se rezolvă la nivelul școlilor. La nivel județean. Sau, da. Iată, bine, eu nu vreau să dau exemple aici de școli în care avem... deci nu s-au plătit impozitele pe salarii la cadre didactice, în care s-au creat catedre în mod artificial sau la comandă. Nu discutăm lucrurile astea. Astea sunt excepții care, din păcate,
mai întăresc din când în când regulile. Problema este că la nivel național a trebuit cineva, bună ziua, stimați domni deputați, senatori, Nu, eu vorbeam cu televizorul, nu cu colegii. Aici e un open space, deci fiecare face aproape ce vrea. Cu excepția faptului că nu au voie să vorbească în timpul emisiunii. Deci, stimați domn senator și deputați, stimate domnule președinte, România educată așteaptă condiții noi în care să desfășoare actul didactic, clase mai aerisite, și asta se poate obține prin scăderea numărului de elevi la clasă, și prin investiții. Facem, închidem paranteza și revenim. Deci, acest gen de proiecte este unul reușit. Ați avut și cu copii sau numai cu, la nivel de cadre didactice? Am avut și cu copii. Anterior acestui proiect Erasmus Plus Innovative School, am avut undeva în 2000, cât era încă, 13-14, cam așa s-a încheiat. În 2013. 15 până în 2015, timp de 2 ani, am avut un proiect Comenius GPS. Tema activităților era o temă, aș îndrăzni să zic, simpatică, căutare de comori. Se plasau mici secrete undeva. Nu contează. Esențial era socializarea, da, exact, între copii. Și să știți, copiii, dacă la început și chiar în brevi, dacă îmi permiteți să divalghez un piculeț, vă dau un exemplu. Când au plecat, îmi spunea colegul meu, domnul învățător Băloiu, când au plecat de la ultima mobilitate, ultima precedentă venire în România, era Germania, Spania, Polonia, Ungaria. Înainte de a veni în România, credeți-mă că la un moment dat s-a pus problema acolo, le-a arătat locația unde vor sta, la o pensiune din orașul Târgu Neamț. Ok, suntem în siguranță acolo? Am spus, sigur? Da. Ok, întrebările erau un pic cam circumspecte așa față de noi. După care unul dintre cei de acolo a zis, da, sper să mă ierte Bobby că dau din casă. Dar automat de cafea avem acolo, când am auzit asta, credeți-mă că ne-am ambiționat și am muncit. Erau și zilele școlii, am muncit să-i primim așa cum trebuie. Au mai avut ceva prejudecăți pe drum când au fost luat, nu mai știu care grup, nemții sau spaniolii, de la aeroport până la Târgu Neamț, se întrebau de autostradă unde este. Bun. După care, când au venit și au văzut cum i-am primit și ce activități și ce condiții au avut. Un calculator, puneam o autostradă virtuală. Exact. Care era. Și să sperăm că se va înfăptui și fizic. Și cândva. Și când au plecat, vă spun cu toată sinceritatea că plângeau cu lacrimi și spaniol și nemț și totuși și-au cerut scuze pentru, credeți-mă, de lucrul ăsta. Deci, efectiv, am muncit enorm, am primit și nu ne-am făcut absolut deloc de râs. Eu aș fi interesat, uite, asta este o temă pentru o altă emisiune, să vedem ce s-a ales din aceste prietenii, dacă au ținut legătura, dacă nu, pentru că ar fi interesant de văzut dacă lucrurile au evoluat cumva personal pentru cei care au fost implicați. Haideți să încercăm fiecare dintre dumneavoastră o concluzie. Nici nu v-ați dat seama că au trecut 40 de minute. Absolut deloc. Aveam emoții la început, atât eu cât și Anca. Da. Haideți să încercăm o concluzie. Și începem cu domnul director, după aceea cu doamna director. Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc înainte de această concluzie pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o pentru a prezenta câte ceva cât am putut în acest scurt timp din activitatea Școlii Gimnaziale Domnești din Târgu Neamț. Concluzia noastră, a mea personal, este că școala se află pe un drum bun, dar tindem spre mai bine și am credința fermă că împreună cu colegii noștri vom reuși să facem în continuare lucruri frumoase pentru școală, astfel încât să facem așa ciclic cu ce am început, să ne îndeplinim cât de cât obligațiile față de predecesorii noștri, cum spuneam la început. Aș mai putea spune că facem tot posibilul să ne menținem acolo unde suntem acum și să creștem prin rezultate, prin activități frumoase la clasă, da, prin tot ceea ce se Eu aș vrea să închei, să trag și eu o concluzie. O școală, indiferent de locul unde este situată, oraș, comună, se bazează pe patru elemente fundamentale. Deci este școala cu cadrele didactice, cu tot ce înseamnă ea, autoritatea publică locală, care ar trebui să fie prima interesată ca școlile să funcționeze bine și foarte bine, părinți, și să nu uităm, cum spunea regretatul profesor Văideanu de la
Universitatea din Iași, cel care a pus umărul la o reformă a învățământului în multe țări europene, din păcate n-a putut să pună și la noi, că nu era prea bine văzut, Maria Saelevu. Și Maria Saelevu. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. În timp ce cei doi invitați vor ieși din platou, eu vreau să vă spun, oameni buni, că va urma o altă parte a emisiunii. După câteva minute va intra în platou colegul Viorel Cosma și împreună vom încerca să discutăm cu un personaj extrem de interesant din peisajul lumii politice din România, apropo de câteva lucruri de strictă actualitate. Bogdan, când ești tu pregătit, putem să dăm drumul la generic. Îl invit pe colegul Viorel să vină în platou. Și cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Improvizații, bună dimineața, Viorel. Bună dimineața, și mai ales când situația operativă o cere. Da, se mai durează un pic până când reușește să facă cadru și pe tine. Uh-huh. Așa. Ia să vedem ce facem cu telefonul. Facem și cu telefonul, dar înainte de telefon să spunem câteva lucruri despre subiect. Deci, de câteva zile Neamțul a intrat pe lista subiectelor naționale. A revenit pe lista subiectelor naționale după șpaga de la ambulanță, ca să luăm așa pe ultimele. Avem subiectul celebrului de acum pod de la Luțca, care a cedat. A cedat săracul, o să aflăm de ce. Bine, noi cam știm de ce, dar nu ne antepronunțăm. Tot am încercat să aflăm lucruri noi în legătură cu acest subiect și ideea a fost a lui Viorel, ne-am consultat, am găsit un personaj care noi îl numim omul care cunoaște foarte bine realitățile din jurul fenomenului politic național numit Ionel Arsene, dar care are păreri foarte clare și despre tragedia de la Luțca, dezastru de la Luțca. Este vorba despre Codrin Ștefănescu. Eu o să încerc să iau legătura telefonică cu domnia sa, sperăm că am întârziat cu câteva minute. Am întârziat un pic, dar sperăm o să ne iertă. Ne răspunde. Vedem. Încercăm. Dacă nu reușim, nu reușim și încheiem noi și discutăm câteva aspecte despre... Am întârziat un pic, da. Da, asta e. Da. Ne încercăm. Deci, podul de la Luțca. Ce se întâmplă? Noi, prin ce am scris, prin ce am povestit și în cafeaua de dimineață, săptămâna trecută, când am intervenit telefonic, noi nu ne-am dus după fentă. Prima fentă a fost din... acel comunicat declarație dinspre CJ, Ionel Arsene, în care era o confuzie între recepția finală, așa se înțelegea din enunțul inițial, și ceea ce ne interesa, recepția la terminarea lucrărilor. Aici lucrurile sunt clare, nu există, pa, la revedere, băieți, răspundeți. Da, acum... Un pic. Lumea s-a dus, mamă, cu proiectantul, cu cele dinainte, cu studiile făcute, cu expertize și câte și mai câte. Alea sunt un subiect. Dar eu, vorba lui Ion Cristoiu, am zis din start să mergem după fapte, să luăm faptă. Fapt ce este? Cineva a garantat, cu surle, trâmbițe și exces mediatic, domne, gata, podul ăsta, zeci de ani, merge, strună, poftiți la circulat pe el. Și a mai spus ceva. A fost o lucrare extrem de complexă. Extrem de complexă, m-am speriat. Noroc că am avut un constructor care și-a făcut treaba cu profesionalism și cu mult interes. Astea sunt cuvinte care au rămas. Au rămas.
Și, ok, s-a circulat. Cum? Ziceam de fapt. Scrie la cadrul legal valabil în România, care este în deplin acord cu toate reglementările europene și responsabil de problemă la scară națională. Este Ministerul Transporturilor, nu Consiliul Județean Neamț sau un Consiliu Local sau cine ar mai fi, administrator de un pod, un drum. Da? Ce și cum e de făcut? S-a circulat, da? Între timp am aflat că nici notificare către ONOR, Inspectoratul de Poliție, nu s-a făcut. La închiderea parțială sau totală a unui drum, a unui pod. Ești, da? Obligat să faci acest lucru. Trebuie să obții avizul lor. Când s-au încheiat lucrurile și ai recepția, faci o notificare și ei își fac treaba, notifică și la poliție. Notificarea se face în baza... Și o face administratorul, nu constructorul, nu proiectantul. Da. Administratorul o face. Și notificarea se face în baza unor... Procesul verbal de documente. Recepție la terminarea lucrărilor. Aia e piesa de rezistență. Aia este. Deci... Și mai e ceva. Dacă acel proces verbal, în anexe, sunt niște anexe obligatorii pe acolo, prevede anumite tipuri de lucrări de efectuat urgent în continuare, nu este obligatoriu să dai circulației porțiunea de drum, pod, în integralitate. Dacă este o zonă critică, poți să redai circulații, de exemplu, pe podul ăla, un sens de circulație. Deci se pot face asta. Dar trebuie să faci notificare. Iată, noi am aflat în weekend pe canale personale, pentru că pe alea oficiale n-ai cu cine discuta. Bine, Poliția Județeană este și într-un amplu proces de tranziție la nivelul conducerii, se știe. Deci am aflat că acel document nu există. Ba mai mult, la oficial, am confirmare eu, dinspre Consiliul Județean, că nici nu ar fi trecut prin cap cuiva să facă respectiva notificare din cadrul Direcției de Investiții. Noi spunem tehnică, da? Investiții și cum se mai cheamă, unde au servicii, compartimente specializate și pentru siguranță rutieră, pentru că însemna pușcărie să faci o astfel de notificare. Dar s-a circulat. Bun, acum, întrebarea mea și a multor. Cine poate să dea drumul la circulație în județul Neamț? De capul lui? De capul lui. Păi avem un caz. Iată. Faptele, cine poate? Păi faptele vorbesc. Deci puteai să dai drumul la circulație tu, rotarul, Alexandru sau Romică, acolo, dacă nu-ți spunea el lider maxim o să facă? Nici nu puteau să facă asta. Da? Bun, Romică Rotaru era constructor. Ei puteau să spună nu treceți peste pod. Asta este o altă discuție. Bun. Asta este o altă discuție. Eu spunea, bă, nene, eu nu îmi las lucrarea așa cum vreți, exact. Eu îmi pun baricade aici. Nu treceți peste pod. Este o altă discuție. Da, ca și cea care îi privește pe băieții, pe domnii de la Inspectoratul de Stat în Construcție. Din punctul lor de vedere, lucrarea e în termen. Termenul de finalizare e în vara asta. Bun, este în termen. Și acolo problema este aceea. Păi, dar chiar nimeni nu a văzut că se circulă? Eu vreau să aflăm, poate aflăm, în punct de vedere de la Inspecția de Stat care se ocupă de transporturi, ICCTR-ul, da? Pentru că ei în aparență spun, nu, noi suntem cu traseele, cum e și ARR-ul sau alții, cu mijloacele de transport. Noi numai până aici, avem ochelarii de cal. Serios? Avem ochelarii de cal. În ediția print am să le dau bibliografia cu articolele din legile lor, recoltate de pe site-urile lor, unde scrie explicit că nu pot să fac disocierea între ce circulă și pe unde circulă. Pot să am toate mijloacele autorizate perfect să circule pe zona cu pricina. Apropo, strada aia se numește Calea Romanului, întâmplător, da? Și dacă nu corespunde suportul, tu ICCTR, trebuie să-ți faci treaba. Toate drumurile duc la Roman. Da, la grupul de la Roman. Da. Aș mai semnala ceva, apropo de halul în care sunt prezentate informațiile publice. Și concret, mai solicit pe această cale un document. Autorizația de construire, să vedem. Alea cu studiile... Hai să-ți mai spun ceva. În mod normal, la ora asta ar fi trebuit să avem expertiza publică. Publică. Să poată citi toată lumea. Să avem autorizația pusă cu tot ce înseamnă. Acolo trebuie și certificat de urbanism, nu? Bun. Eu am căutat autorizația. Eu nu știu de ce unii și mă și la politicienii noștri din Neamț. Te rog frumos. De ce? Te rog frumos. Care? Hai să facem o distinție între cei care
fac politică și cuvântul politician. Nu, da, unii dintre ei sunt ingineri și i-am văzut pronunțându-se în domenii de strictă specialitate, cum este energetica, și nu văd de ce nu s-ar pronunța, tot ca ingineri ce sunt, în domenii de proximitate, că le cad podurile pe lângă român. Asta mă refer, da? Am intrat eu pe site-ul Consiliului Județean, unde, legal, trebuie să afișate toate autorizațiile de construire emise. Că nu le pun ei să răspundă, da? Drumul județean de acolo se numește 207A. În contractul mare, semnat pe cele 44 de obiective, da? Și podurile sunt identificate ca tronsoane de drum județean. Probabil așa vor fi normativele. Bun. Am depistat pe site-ul Consiliului Județean o singură autorizație de construire care face trimitere la SAGNA, dar acolo scrie drumul județean 207D. Ăla este la Ion Creangă. Aș zice să hotărască cei de la Consiliul Județean. Eu cred că nu au fost puse. Sau mai trebuie să le căutăm noi. Știi că pe site-ul Consiliului Județean multe lucruri trebuie să le cauți. Eu am mai văzut greșeli materiale de genul ăsta. Încurcolitare. Eu nu zic de premeditare. Zic greșeli materiale. Da? Asta este singura. E din 2019. E din 18 decembrie această autorizație pe care am găsit-o. Deci cu trimitere la SAGNA cu tronsoane pe care s-a autorizat lucrările cu pricina, da? Și scrie foarte clar, modernizare, drum județean 207D, kilometru 1 plus 250 la 6 plus 800, județul Neamț, etc., etc. Da? DJ 207D este la Ion Creangă, oameni buni. Da, deci acum ar fi momentul, eu cred, să fie devoalat un sistem care funcționează nu numai în Neamț, dar funcționează în general în județele în care avem tătuci. Adică, dacă eu vreau să fac ceva, se aliniază astrele după dorința mea și legile sunt folosite, ca să nu greșesc, folosite sau ocolite cu multă eleganță ca să îndeplinească dorința șefului. Și mai luăm cazul ăsta, că putem lua la câte sunt... Iau și eu gură, dacă... Te rog frumos. Luăm cazul ăsta. Păi ok, se face un pod, dar în loc să vină să spună ăsta e autorizația, ăsta e proiectul, proiectul a trecut prin 7 mâini. Am avut inițial o expertiză, n-am luat-o, că aia spunea să-l dăm jos. Și noi nu vreau să-l dăm jos, noi vreau să-l ținem pe ăsta așa, în picioare. A venit alta. Care sunt alea? Hai, domne, faceți lumină. Ce-am spus bine? Da. Provocare, da, așa am spus, da? Da? Personal, lumină. Pentru Ion Arsene, dar să nu lipsească de lângă el Doru Conachi. Și domnul Brașoveanu. Vai de mine. Și domnul Brașoveanu. Să nu-l uit pe domnul Brașoveanu, sigur. Da. Da. Deputații și senatorii care s-au dus și ei la inaugurare, dacă au fost. Da. Și alte asemenea lucruri. Și cu mapa de documente, da, egală pentru toți. Pentru că alminte suntem obligați să venim cu completări. Că te uiți în telefon, am să fac eu o completare. A apărut în spațiul public și la noi în Neamț, dar cu accent pe presa națională și e bine că presa națională nu slăbește subiectul, pentru că altminteri, noi trăim în Neamț și știm cum e. Au apărut extrase dintr-un studiu făcut de un doctor inginer din Iași, domnul Comisu, Cristian Claudiu Comisu, care vorbește explicit de legătură cu soluțiile propuse, cu cealaltă soluție și nu merge mai departe cu detalii, deși putea să o facă, să referă, domnule, nu știu, o să vină anchetă, e vorba de un profesor, da, meu. Bine, vă spun eu, se numește Florin Varlam, absolvent al Facultății de Construcții din Iași, în 1964, deci are o vârstă venerabilă. 64. A terminat facultatea. Deci acum 39 de ani a terminat facultatea, să vedem câți. Acum 59 de ani. Pardon. A terminat facultatea. Profesor exact în domeniu construcții căi ferate, drumuri și poduri. Păi să ne întrebăm. Pentru că în lumea experților, atât zic, se vorbesc multe. Eu nu pot proba
câtă vreme nu vine unul dintre experții din neamț să-și asume public ceea ce se discută în legătură cu utilizarea parafei de expert autorizat, verificator și ce mai este acolo, că băieții sunt într-o listă mele pat. Să vină dânsii. Aduc aminte celor care ne urmăresc și în special cititorilor mesagerului de neamț, că atunci când am avut documentele la dispoziție și declarații, am protejat noi personajul. A se vedea situația cu Spitalul Județean de Urgență și cu toate prostiile și porcăriile care s-au făcut acolo. Și când publicul a aflat în clar de ce nu s-a mai făcut blocul la turn, proiectul. Nu? Bun, tu vorbești la trecut, la Spitalul Județean. Eu încă nu sunt convins că nu trebuie să vorbim și la prezent. Da, bine, uite, un coleg de presă, care credeți că e explicația, șmecheria pentru care se fac plăți aproape totale pe recepții parțiale, se amână recepția totală, deși lucrarea e dată în folosire, în funcțiune? Și nu cred că se referă doar la pod. Aș răspunde așa un pic provocator și pentru dânsul și pentru cei care ne urmăresc. Păi citiți mesagerul de neam și site-ul mesagerul.neam.ro pentru că o să găsiți explicațiile acolo. Ca să nu fiu, să nu-mi bate cineva obrazul, merg un pic mai în spate ca să explic în crengătura. Aici s-a vorbit, da, de un proiect făcut într-o nouă formulă. După asta, s-a mers pe dark cons și cu astea, nu? Când discut despre această lucrare, de fapt despre acest pachet de lucrări, pentru că în pachetul ăsta e inclus și drumul talienilor și axialul și drumul ăla ciudat care se face până la hotarul cu județul Harghita și nu știm dacă va avea vreodată continuare din Harghita. Cazar de Alan. Acolo, exact. Drum care ar fi necesar dacă s-ar face și continuarea. Deci, mai vorbesc de studii de evaluări de necesitate, studii de impact. Noi n-am văzut studiul de impact pentru culoarele de mobilitate din Piatra Neamț. Pietrenii dorm în papuci. Eu de 2 ani de zile strig. Arătați-mi studiul de impact. Nu mie Viorel Cosma, mie Pietreanului de rând. Nimic. Bun. În povestea asta se ocolește cu obstinație calitatea unei firme, acum se numește Întreprinderi de Construcții, Drumuri și Autostrăzi, fostul Aquapark, care e liderul asocierii. Deci eu vorbesc nu de firma aia, nu mă interesează acum relațiile cunoscute. Eu vorbesc de un lider de asociere. Trebuie să-l întreb, pentru că în asocierea cu pricina a intrat și proiectantul, Alido Proiect. Într-adevăr, nu doar Consul a făcut și proiectarea, dar s-a contractat proiectare și execuție cu asocierea de firme. Și atunci beneficiarul, și asta este o sugestie și pentru distinși anchetatori extrem de competenți, da? Aia a întrebat și în asociere de răspundere. Da? Acolo este un lider de asociere. Putea să fie oricine. Să ne înțelegem. Da? De aici încolo, hai să vedem cum se pasează una la alta. Proiectantul. E al meu, nu e al meu. E al meu, nu e al meu. Da? Când se fac etapele astea cu decontări, cu etape determinante, unde vine și inspecția de stat și verifică și toate și se acceptă decontările, până spre limita unde se reține garanția de bună execuție. Aia se reține la limită după recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală vedem. Se mai reține din ea dacă s-au făcut lucrări. Acolo jonglerie sună rău. E un instrument curent, da, de lucru. Și n-au decât băieții să se adune. Da? Asta e valabil peste tot. Păi mai dăm niște bani. Păi hai să mai facem niște acte. Da, că se fac acte, nu neapărat... Când nu s-a ajuns la recepție. Încă în funcție de nevoile adevărate. Da. Păi atunci, hai să spunem așa, invităm pe cei care doresc să vadă ce scrie mesagerul joi pe tema asta, cu regretul că n-am putut intra în direct. Ma, cine știe, ar fi intervenit și în chestiuni neprevăzute. Probabil, dar rămâne pe altă dată. Eu pot să spun că... Am avut o discuție foarte aplicată cu domnul Codrin Ștefănescu. Nu-i dat numele cine-i invitat. Da. Pe subiectul ăsta și l-am disociat din start de orice alte probleme, dosare sau, mă rog, ale lui Ionel Arsene. Am discutat strict pe acest subiect. Okay. Mulțumesc, Viorel. Să nu uităm, răspunderile pe care le are Ministerul Transporturilor, indiferent ce declarații va face Sorin Grindeanu în continuare. Și a făcut. Ei s-au spălat pe mâini. Din punctul nostru de vedere, noi suntem precum
Pilat din Pont. Noi? Pilat din Pont? Aia a fost niște vremuri biblice. Noi trăim într-o realitate românească, întâi de toate. Nu europeană, nu mondială. Noi trăim într-o realitate românească unde începi să vezi că nu mai unde să te plângi, nu-ți mai faci nimeni dreptate, te calcă toți în picioare, spun că fac reforme, că ne modernizează și noi suntem atât de proști că nu pricepem. Și nu ne lăsăm reformați. Mulțumesc, Viorel, pentru participare. Asta a fost ziua de astăzi la cafeaua de dimineață. Ne vedem mâine, o altă emisiune pe o temă extrem de interesantă. E adevărat mai de nișă, dar o să vedeți că are foarte multe legături cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne oprim aici, vă dorim o zi frumoasă și pe cât se poate aveți grijă, nu uitați, sunteți pe cont propriu în această prea frumoasă țară. Fiecare dintre cei care ar trebui să aibă grijă de locuitorii țării au alte preocupări. Sau răspund la niște comenzi și încearcă să rezolve ce le cer stăpânii, sau au grijă de bunăstarea familiei lor, cel puțin pentru 10 generații de acum înainte. Ne oprim aici, numai bine!